ti je... Rakovina. Dacă mi se face rău, emoții, pe domaș. Jos e scenariu, că mi-aș ui calofedot, apă, hidratarea este importantă, dar nu excesivă, bineînțeles. Aici un dulapior, tare îmi place cuvântul dulapior. Vorbitorilor de rusă le place cuvântul dulapior. Și eu, în persoana mea, care iaca ard din răbdare să apară în fața oamenilor, să ne spun pentru mine, Eu nu știu dacă voi ați realizat sau nu, eu nu sunt tip foarte inteligent, dar eu am 5 facultăți neterminate, dar 5. Dar... Canada și ne-a dăruit mie, ne-a dăruit permis auto, de exemplu, și din a doua încercare, la prima oară nu am vrut să iei bani, instructorul. Oh, da, într-adevăr să fac schimbări cu manțoară. Foarte schimbări cu manțoară. Mie, până în clipa în care nu s-a născut, Magda mie nu venea să cred că un copil pasează de acolo, unde noi uneori nici pe degetul nu ne merim. În sectorul bancar, la cumpărături, în transport public, nu se zâmbească. Eu trebuie să nu se zâmbească. Înțelegi? Pentru că tu vezi, nu zâmbiți, înțelegi. Tu mă scot pe mine din zona mea de confort. Știi că atât când porneai televizorul, te uiteai la copilașii și de obicei era o Ana Maria și un Mihăiță. Și Ana Maria cânta despre mama, Mihăiță despre înghețat sobre aventură. Nu, nu așa era. Era Ana Maria cânta. Stai, și cânta Ana Maria. Mama mea cea mai frumoasă, niciodată nu e casă, dar poate ea nici nu mi-e mamă, când am văzut-o eu niciodată. Asta e așa. Unul mai dramatic era, dar Mihăiță cânta. Înghețat, bibeț, dulce, dulce. Se vede că nu se ne sminte nimic, nici a fost atunci. Și până lângă tabla și ei de șah, trece perechea. Era tamă în campionatul de fotbal și trece perechea, el și ea. El, bineînțeles, cu apucă pe ea așa și de gât. Pentru că mai elegant decât așa nu poți să apuci o femeie, da? Și tu ești... Eu pe mine nu știu ce mă rup să grăiesc ca Costea Țuțu când eu... Când vreau să-l arăt pe băiatul ăsta. Și ea că el așa o apucă de gât și se uită la tabla de șah, zice, șifa... Vrei să ne jucăm șaște? Hai să ne jucăm, asta te rup ca bentuzic. În același timp eu foarte des complexez și zic, oi, n-am voie să fac chestii de astea. Dar Magda îi plac, eu Magda îi pot să fac, ai, ti-ti-ti-ti! Și oricum vine Mike să-și faci de râs mai tare ca mine, știi? E ca aici e complexul cel mai mare, cel mai dureros. Mi-a fost doar de nonșalanță moldovenilor atunci când vine vorba de încălcat lege, da? Legeritatea care m-au venit să uită la tot ce înseamnă normă. Cred că dacă știi pofta asta moldovenilor de a rezolva întotdeauna, pe departe noi suntem destul de pesimiști, triști, introverți, închiși, dar întotdeauna găsim o soluție pe cum să încalce legea, cum să ajung pe de dreptul, cum să nu asculte de regulă, dar să facă așa cum vreau eu. Cred că dacă ar exista un GPS moldovenesc, el ar spune în 300 de metri, grața, dreapta, și după o scurtă pauză, sau dă-mi înapoi, pălărătă, eu pe de dreptul știu că cură și nu e tot domn, efectiv, la conferință de presă, eu stau și ascult, poate eu sunt așa mai zvăbăiat, mai șerpinte, mai fără răbdare, dar stau zeci de jurnaliști și el așa închid toată informația. Și el grește rar, tot domn apare și zice, stai. Nu? Vă jucați? Cu stafilococul. Știi? Eu nu știu cum e o răbdare să asculte asta, chiar nimeni nu șuier, nimeni nu face un... Uai! Voi știți din cine alcă, da? Nu, s-a văzut, mersi. Da, de Fedot, știți? Da. Hai, trebuie să-mi întreb ceva. Cine e cu pașaport românesc? Serios, până la sus, cine are pașaport românesc? Bă, normal. Atenție, un sfat pentru care o să mulțumiți după. Mie mi s-a comunicat că sunt moldoveni în sală. Aveți grijă la buzunar. O să mulțumiți după. Niciodată nu știi pentru cine să lucrez. Ce cu mine, de drin, am trin. Mie așa ne spunea la jurnal, când eram odată, am avut o experiență. Am fost să întind un soi de premiu special, un cârlan de aur, ministrul lui Boris Focșa, poate cineva și-a duce aminte, nu? Un episod. S-a întâmplat din nebunia mea chiar să-l fugăresc pe coridoare.
După asta cameramanul, o doamnă de la jurnal care ne face nouă programările cu mașinile, alți oameni din redacție tot spune, Andrei, bravo, dar poate totuși nu trebuie, nu știi, știi pentru cine să lucrezi într-o bună țâș. Dacă există asemenea mentalitate, cine știi pentru cine să lucrezi? Și eu atunci am zis că, băi, nu, mersi, ori sinichit, ori nu lucrez pentru Focșa, înțelegi? Două variante, adică, nu, dar fizic, cum? Asta se întâmplă. Noi mâncăm legume și nu spunem că regula importantă e să avem fibră dietetică, să mâncăm legume. Dar în cazul Sony, legumea nu e la fel de gustoasă dacă legumea asta nu e carne de pui. Sau... așa mai bun caz, această legumă nu e legume, da? Dacă nu e crevetă, de exemplu. Și atunci când dai să o întreb și la 10 cu o critici pentru că a lăsat gunoi în cameră. Sony, tu i-ai lăsat jucării pe de-aia, n-ai primit călcați, spune și te rog pe tine. Andrei, știi, unele petale de flori au un gust ciudat. Vreau să-i spun atâtea chestii rele, dar n-am putut decât să fug din bucătărie, am văzut în cameră, m-am închis, am închis ușa. Eu nu-ți aminte dacă taică mi-a venit la ușă sau nu. Oh, m-am înțeles, m-am explodat cu răutate, dar dacă eram mitel, 8-9 ani, vocabularul meu din mat pe mat, nu era tare dezvoltat și am plecat trept din cameră, am început să plâng în piernă și de ce ne amintesc că spune despre rău, tata, tata, tu ești prost, tu ești prost, tu prost. E pe redeme, ascultele, mâine pe redeme, așa viața mea. Cu Renata Moscova, cu Dodona Sanova, eu duc viață tare, din Figova, ea e pe de mine, ascultere, mâine pe de mine, așa viața mea. Cu Renata Moscova, cu Dodona Sanova, eu duc viață tare, din Figova. Dacă vrei să ieși glamuroasă, să învăț să-și facă selfie la ogrințele din casă, să mă rinși porcării, uite așa să cresc ochii. Penis vagin, penis vagin, penis vagin, penis, penis vagin, penis vagin, încercați și voi, penis vagin, penis vagin, penis vagin, penis, penis vagin, penis vagin, mie mi-a plăcut. Penis vagin, penis vagin, penis vagin, penis vagin, penis vagin, ți-mi se vede o mai, penis vagin, penis vagin, este nari, penis vagin, nu mă nu invers, penis în vagin, penis vagin, penis vagin. Ațiunii ca bucată de pământ, noi nu prea avem norocul să avem... Doamna Nagăcescu, e ok telefonul, da? E încărcat? Sau Pokémon Go vreți să jucăm? Afară cu Pokémon Go, aici nu e niciun Pokémon în sală. Eu am verificat înainte din acel. Dar dai că, în general, experimentat cu mine într-un mod inedit. Eu țin cum el o economisit, nu pot să-mi cumpere chitară. Prietenul meu arcașa avea chitară, tăi să-l am dus la ultimul timp avea chitară, eu nu aveam chitară. Și zic, tată, iei într-o chitară, 16 ani, trebuie să-ți pe aduși cumva. Și taică mi-a adus o bucată de lemn, așa o bucată de lemn, și a pus pe dânsa 3 fragmente de lescă, la urmiță. Și a zis, na, drângănește. De ce, Eva? Ce s-a întâmplat? Iarăși am luat botalanci acolo, mâine era de tapinambur, fenicul, tot felul de legume cu nume de animale, nu știam cum să le explic. Colegilor, că asta e mâncare. Toți colegii aveau peșteșori, aurii, mâncau, nu știu chestii, dar eu n-aveam asta. Zic, Eva, iar așa cuprind la piept, zic, Eva, mama noastră face experimente pe seama noastră. Da, da. Mama noastră este regina Instagramului și noi trebuie să o cunoaștem. Pentru că de fiecare dată când ești la restaurant și mori de foame și e joi, seara și tu zici, o, în sfârșit, ia uite cu familia, tăți cinci, ne-am dus la restaurant, a rezervat, dar nu-și vine mâncare peste 30 de minute, că îți gătește mult, restaurantul e bun. Și vine mâncarea, zici, am și-o-și fac și mănânc, pentru că asta se întâmplă cu mâncarea. Cum își faci, plău, scuda peste mână. Aici apare Nato, zici, stai, eu vreau să fac o poză. Stai, păi și tu ne iau o poză. Stai. Am făin la ușa asta istorică poză. Am făin ei și o poză. Pentru că mâncarea mai întâi intră în Instagram după asta în gură, înțelegi? Anyways, odată eram în parc, când însă să-mi doar și... să-mi doar și să nu se dicați. Să ne șepăță. M-am lovit. Te-a lovit tare și te doare. Nu știu cum am lovit de două ori. Noroc, Moldova. Stat independent. Tu cine ești? Mai ne cunoaștem? Tu ești un polițist sau ești un ment? Sau ești un pop care strângi bani de Paște? Tu ești un lider de partid cu ușița mică? Sau ești un
jurnalist care mură de frică. Tu ești un nuc la margine de drum, tu ești carabinier care îmi cere un fum. Tu ești o bâtlă care la zebră face vrum pe porșca el trecut pe gaz. Cine tu ești? Opriți, vă rog, la Ștefan sau uite de vreo sfidafor. Tu ești traleibus bielorusche sau ești Unirea? Я не говорю по-русски. Я уж тебе дешь. Филии дела мы, я не говорю, что против фарфурии. А ура патру меня на сала де чермония мара. Ты ешь мускулатура министра, ты ешь стекламицинка министра. У суда до 20 лавора, на пибетонка мержа, но шаша дичь. Да пати то, что ешь нута, орхи, куняму, сал бичин, брев пахари, но бунел, но бронел, сал стелю миллион, писалимон, а Штефан Водок, и лой мой балка минеш, а каша, как масонин поел. Eu știu, tu ești un șef a grupii la Asima, care mă sună sâmbătă să colectăm pentru braslet de argint să cumpărăm, să creștem nota la microeconomie. Vă gândești tu la anii de hloșcă. Dar dacă stai să te gândești, apșetă tu, Moldova, nu mai ești. Rata și mie, rata și tăi. Ba chiar și tu și eu, care a plecat, care a rămas. Noi toți am reușit până 25 de ani să facem din pământul ăsta, tăt și de. Cluj, eu vă mulțumesc foarte mult! Hai încă o dată! No! Hai încă o dată ca oamenii de pe internetul să creadă într-adevăr că-s vedetă. Hai! 3, 2, 1, vă mulțumesc, Cluj! Mama, vezi? Vezi, mama? Vezi unde am ajuns? La Cluj am ajuns! Acum mă duc puțin să plâng în pierna, că sunt solidar și eu. În câteva clipi o să vină asistenta mea să-i culeagă semnături pentru locul meu nominal. Am înțeles? Bateți o dată din aplauze, dacă vreți să ne mai revedem. O dată. Eu am băut stacan cu soca, am mâncat desert cu ciocă. Am întâlnit fetițe loca când eram la Cluj, n-am puca. Mulțumesc, mulțumesc, capitala României. Te iubesc, județul Sibeș. Sibeș? What the fuck? Sibeș. Sibeș de aici, am zis.